Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Președintele Iohannis a catalogat PSD drept un partid incompetent și incapabil să conducă România. Șeful statului a spus înainte să anunțe că sesizează CCR pe bugetul de stat, că PSD a bulversat economia și administrația locală și că partidul vrea să pună mâna pe justiție. Președintele Senatului a reacționat primul la acuzațiile lansate de Klaus Iohannis. Călin Popescu-Tăriceanu spune că sesizarea CCR este o acțiune populistă și că bugetul nu are cum să fie neconstituțional. Matteo Politi, falsul medic italian, a fost audiat astăzi la judecătoria sectorului 1. Acuzat că a operat în mai multe clinici private, deși are doar 8 clase absolvite, italianul a contestat arestul preventiv și spune că vrea să se împace cu păgubiții. Mai mult de jumătate de țară, inclusiv capitala, este sub cod galben de vânt puternic până mâine după amiază. În paralel, vremea se răcește, iar meteorologii anunță ninsori și viscol. Google și-a folosit astăzi motorul de căutare pentru a-l omagia pe Steve Irwin. Logo-ul companiei a fost înlocuit cu o serie de ilustrații ale vânătorului de crocodili, care ar fi împlinit astăzi 57 de ani. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.